Sărămâria, doamnă, bună ziua! Fiți drăguțe, ce părere aveți despre cum arată centrul civic al orașului Călăraș? N-arată deloc bine, că locuiesc de o veșnicie aici, de 50 de ani. Nu era așa ceva. Cum era, doamnă? Cum trebuie să arate? Frumos, săpat, flori. Păi aici erau frumusețe de flori. Era. Curățenie, nu vă mai spun. Da. Bine, că e și lumea. Dar nu se ia niciun fel de măsură, asta e. Da, degeaba. Ce puteți spune despre paviment, despre trotuar, despre curățenie? Distrus și curățenia și pavimentul trebuie făcute renovări. Sunt promisiuni ale candidaților la alegeri. Da. Toți primarii au promis că vor interveni aici. Toți. Trandafirii ăștia, eu acum vă spun, e după vremea lui Dragă. Dar nu mai sunt. Au cam dispărut. Au dispărut. Să și da. Vede, doamnă, tocmai de asta am filmat. Da, au mai rămas câte unul, câte doi sau niciun. Câte doi, atât. Da, în rest nimic. Eu era centrul ăsta o frumusețe. Aici stau de 50 de ani. Doamna, ați fost în alte orașe din țară? Cum arată? S-ar putea compara? În alte orașe din țară n-am fost, dar am fost în alte țări. Și cum arată? Alte țări? Parcurile, centrurile civice de acolo? Centrele de oraș? N-am cuvinte să vă spun. Păi ce există ca la noi? Uite, florile astea le pune, vine cu câinii, își face nevoile. Da. Acolo nu se există. Chiar dacă iese punga și gata, imediat îi sancționează. Nu știu. Există respect. Există respect față de oameni și lumea respectă legea. Deci l-ai mâncat pe ăsta, otorul, uite, îl pui acolo. Nu îl pune. Tare, destule. Da. Sunteți călărășeancă, doamnă? Nu, dar sunt de la 14 ani. Deci se poate spune că aproape. Sunteți aproape da, călărășean. Da, nu vă spun, lasă de dorit, ce e dezastru. Și, nu, e și lumea. Deci aici a pus într-un timp flori în alea. Uitați că acolo nu mai e niciuna. Le ia. Au dispărut florile, se fură florile. Se fură florile. Iarba crește printre... Printre... Și acolo, printre pietrele din trotuare. Măcar băieții ăștia sunt mai leude, sunt mai bine oamenii ăștia cu tractor. Suntem din epoca de piatră cu tractorul, eram văzut așa ceva. Un tractor care... Care udă astea cu tractor. Dar poate să facă o pompă undeva și să pună și să udă și din abundență, nu? Sigur că da. Nu. Vă spun e ceva, eu am... Ne plimbam, că așa era înainte aici, păi era centrul ăsta o frumusețe. Era cinema Flacăra? Da, cinema Flacăra, acolo. Era policlinica. Aici erau, unde suntem noi, era librăria, frizeria, zona Arcadia, da, hotel Arcadia, da, nu? Da. Și mai în spate, în direcția aceasta unde filmăm, era o școală de fete. Ia uite, școala de fete. Au crescut... Mi se face pielea de găină acolo, tot boschetarii. Și toate la sparți, intră acolo și face necesitățile. Nu, să vede, au scris anunțurile obscene pe geamurile clădirii. Sau și dacă le zici la copiii ăștia, copii... Nu mai se poate spune despre copii. De unde o avea părinții să le dea bani, convine... Eu stau chiar acolo, lângă liceul economic, deasupra farmacii. Țigarea, tot felul de sucuri, tot felul de... De unde au bani? Și nu. Lipsa de educație, bunul simț... Și vă spun ceva, mai multe prostii, nu? E așa? Vorbesc fetele decât băieți. Nu știu, am și o fată, am și nepot de 25 de ani, e plecat de 7 ani, de când avea 7 ani în Italia, dar nu se compară. Nu se compară, a fost aici și a zis, mama, este la parcul florilor, e acolo. Mama, e așa ceva, n-am văzut. Câtă mizerie, câtă semințe, sticle, una lângă alta, n-am văzut așa. Păi aici era o frumusețe înainte. Nu s-a schimbat pavimentul ăsta, cred că de nu mai știu când. Mai face. Primarul Tuțuianu, pavimentul și trandafirii, spuneți, de la primarul Dragă. Da, de la primarul. Și atât. Și atât. Pavimentul trebuie refăcut. Și toate statuile și toți trandafirii de acolo sunt tot de Dragă făcute. Ăștia, la alții n-a mișcat nimic. Și tot de Dragă era așa, astea cu așa. Acum am puținat canapelele. Era acolo la Casa de Cultură, care mai stăteam încă două canapele. Le-a redus. Dar de ce? În general, sunt oameni bătrâni în vârstă, vine, stă cu o sacoșe. Sigur. Și stă pe bancă. Sigur. Ne-a desfința, dar nu știu de ce. Ce ați transmite, doamnă, celor responsabili? Să spunem primăriei, instituțiilor? Să ia măsuri ca să renoveze și clădirile vechi care sunt în paragină și tot, pentru că să păstreze toate astea care sunt vechi. Trebuie să păstrăm tradiția și toate ce a fost înainte. Nu, toate sunt în paragină.
toate. Vă mulțumesc pentru interviu, doamnă.